Mă bucur foarte tare că după 21 de ani de când am terminat școala, m-am întâlnit cu colegii de generație, cu colegii generații mai mici, generații mai mari. Mă bucur să văd atâtea persoane cunoscute, profesori neschimbați, colegi neschimbați, toți au succes, au avut succes, ceea ce este un lucru deosebit de bun și pentru noi și pentru școala care ne-a format. Am osobit în anul 2006, deci au trecut aproximativ 18 ani de atunci, cum zicea și colegul meu, e majoratul nostru. Am întâlnit cu plăcere cu profesori pe care și cu foști colegi, cu oameni care nu ne vedem atât de des cât ne-ar plăcea să ne vedem. E o comunitate foarte frumoasă. Faptul că noi ne întâlnim după 20 de ani e ceva special. Profesorii au fost foarte calzi când am fost noi la liceu și acum e o plăcere să ne întâlnim cu ei. Mereu au fost lângă noi, nu știu, cumva îi ține minte, cred că toată viața. Mă bucur foarte mult ca după 18 ani de când am absolvit să mă reîntâlnesc cu toți profesorii mei cu care am niște amintiri senzaționale. Le sunt profund îndatorat pentru impactul pe care l-au avut asupra mea. Este ca și cum am întors acasă înapoi. Mi-am văzut prietenii vechi, mi-am văzut profesorii. Mă bucur foarte mult că am fost chemați. Mă bucur foarte mult să văd ce mult s-a dezvoltat liceul. Era totul mult mai simplu. Când eram în Dristor, că noi suntem de acolo, suntem generație veche, eram mult mai puțin și eram ca o familie. A fost o plăcere să fim invitați la această cină de iftar. A fost o întâlnire destul de emoționantă pentru că am văzut elevii din prima generație din care eu am fost profesor, am fost și diriginte și mi s-a părut foarte emoționant. Iar această inițiativă a Școlilor Lumina de a aduce la oaltă atâtea generații mi se pare fantastic pentru că astfel nu rupem legătura și suntem în permanență în conexiune. Dacă cineva m-ar întreba de unde ai dori să reiei viața, probabil că aș spune de la liceu. O seară excepțională pentru mine. Am văzut niște prieteni, colegi, care erau elevii mei, care nu l-am văzut de probabil cam 20 de ani. Da, făceam și nebunii mai... Eu vreau să facem ceva mai diferit, așa că n-am primit rău sau n-am. Eram atunci mai chiuleam câteodată, dar uite, toți am ajuns oameni serioși acum. Cel mai mult îmi amintesc de perioada în care am făcut 2 ani într-unul, am făcut clasa 10-a și clasa 11-a într-un singur an școlar și a fost o provocare. Am un an, chiar îmi dădea interesul foarte mult să învăț la orele de fizică. Nu știu de ce mă speriau acele ore cel mai mult. Mi se părea foarte greu, dar cele din urmă, chiar dacă atunci am înjurat și nu mi-a plăcut de fapt nimic ce se întâmpla, după m-a ajutat foarte mult timp. A fost o perioadă foarte frumoasă pentru viața mea. Mi-aduc aminte cu fericire când ne-au alergat profesorii pe holuri și îmi spuneau George, earring, don't wear earring. Tot timpul eram în consiliul profesoral de chestia asta și uite că nu a reușit în acum să... Am bucurat să-i văd pe domn profesor, care sunt neschimbați și ne-au recunoscut pe toți. Este o surpriză extraordinară pentru noi, pentru că în calitate de părinți ai Mariei, fiica noastră care a absolvit în 2020 liceul acesta, am avut posibilitatea să venim și să fim împreună cu dumneavoastră. Este primul eveniment de acest fel la care participăm. Emoțiile sunt puternice. Felicit Liceul Internațional de Informatică pentru organizarea acestor întâlniri, pentru că sunt senzaționale, este un networking vital. M-am ținut legătura cu comunitatea, băiatul meu învață la școală, de la anul vine și fetița mea. E foarte plăcut. Salut inițiativa de a crea această comunitate de absolvenți, unde fiecare să spună ce a făcut, ce face acum și de ce nu să ne ajutăm între noi. Mulțumesc domnului Salic pentru invitație, chiar ne-am simțit foarte bine și mi-am adus aminte de clipurile frumoase din liceul meu. Sunt încântat, sunt onorat și mulțumesc că ați venit, m-ați onorat cu venirea dumneavoastră, cu prezența și vă aștept și altă dată.